primul an de deputat pare să fie glorios pentru botoșeneanca Mihaela Huncă. Plecată de la cărma inspectoratului școlar județean Botoșani, Huncă are șanse să sară în fotoliul de ministru al educației în guvernul Dăncilă. În primul său an de mandat de deputat a inițiat mai multe proiecte legislative referitoare la învățământul românesc. A făcut demersuri pentru promovarea sportului de masă, stimularea olimpicilor, dar și pentru suplimentarea numărului de ore de educație fizică în școli. Mihaela Huncă nu a mintit însă prea multe despre faptul că multe unități de învățământ nu au în dotare săl de sport. Reporterii Somax TV au încercat să o contacteze telefonic pe Mihaela Huncă. Deputatul nu a răspuns apelurilor, însă a postat pe Facebook o declarație oficială referitoare la informația apărută în presa centrală. Decizia privind fiecare portofoliu de ministru din cadrul cabinetului care va fi condus de doamna Viorica Dăncilă va fi luată în urma votului exprimat în organismele statutare ale partidului. Apoi va urma audierea ministrilor propuși și votul de investitură pentru guvern în Parlament. Sunt și voi rămâne un om de partid dedicat proiectelor educaționale și susținerii școlii românești, indiferent de poziția politică pe care o voi avea în PSD. Așadar, indiferent ce funcție voi avea, la propunerea PSD mă onorează și mă responsabilizează să reprezint botoșul care m-au votat, dar și românii din fiecare județ al țării. Pentru județul Botoșan, unde există un bazin electoral preponderent PSD, este practic o premieră în ultimii ani ca un parlamentar să fie numit în funcția de ministru.